Haideți să vedem acum câteva probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor. Și avem o primă problemă. Suma a două numere este 184. Calculați numerele știind că unul din ele este de 7 ori mai mare decât celălalt. Haideți să notăm cele două numere cu A mic primul număr și B mic cel de-al doilea număr. Suma lor este 184, deci A plus B